În două cartiere sucevene vor fi deschise șantiere ample și va fi o perioadă destul de solicitantă. Nivelul investițiilor la nivelul municipiului reședință de județ fiind fără precedent, a arătat primarul Ion Lungu. Încă din 2021, acesta a spus că vrea să continue investițiile în reabilitarea rețelei de distribuție și transport a energiei termice, costurile fiind evaluate la 78,7 milioane de euro. Cu acel prilej, edilul șef al Sucevei a spus că din suma respectivă 42 de milioane euro ar fi pentru cartierul Burdujeni și aproximativ 36 milioane euro pentru lucrări în restul orașului. În acest context, primarul Ion Lung a anunțat recent că a fost depus la Ministerul Energiei proiectul pentru reabilitarea sistemului de transport și distribuție energie termică în municipiul Suceava pe programul Cheie 5 cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare. El a precizat că acest proiect se referă la zona gen și că vor fi reabilitate 9,72 km de traseu, 19,46 km de conducte, de rețele termice primare 12,96 km traseu, 51,79 km de conducte, de rețele termice secundare și 9 puncte termice. Durata de realizare a proiectului este de 29 luni, din care 5 luni pentru proiectare și 24 de luni execuție, iar valoarea totală este de 55. 86 milioane euro. Principalele obiective ale acestui proiect sunt reducerea pierderilor în rețele termice de transport și a punctelor termice, reducerea gazelor cu efect de seră. Pregătim de asemenea al doilea proiect pentru reabilitarea punctelor termice și rețelelor de transport, distribuție din zona centrală și din cartierele Georgenescu și Opcin, a declarat primarul Ion Lungu.